back-end, front-end sau back-end, front-end, oarecare care să fie. Salutare tuturor, sunt Petru de la Well Coach și astăzi o să vorbim despre un subiect pe care trebuie să-l clarificăm 100% să existe zero confuzii, și anume care e faza cu back-end, care e faza cu front-end, ce se întâmplă cu toate astea și mai ales eu ca începător pe care direcția ar trebui să mă duc. Discuțiile despre back-end și front-end și definirea acestor noțiuni datează încă de când a apărut internetul, adică din vremurile alea când telefonul ăsta probabil că avea mai mare putere de procesare decât majoritatea serverelor. Nu știu dacă mai ții minte de mult de tot când intrai pe internet și aveai o imagine și se încărca așa de sus în jos și vedeai tot părți din ea, până când la final era total încărcată, sau dacă nu aveai grijă, îți venea factura la telefon foarte mult timp pentru că erai taxat în funcție de cât stai pe net. Probabil dacă firmele ar reveni la modelul ăsta de taxare, ar face în prezent averi. Bun, dar acum hai să lăsăm toate astea și să revenim la partea de back-end și front-end. Și mie îmi place mai mult să le spun server-side și client-side. Atunci când vine vorba de programarea web, putem să ne imaginăm versiunea simplificată, în care ai un server, iar cu acel server comunică mult mai multe calculatoare externe. Practic, datele tale de pe Facebook sunt stocate pe, hai să zicem că Facebook ar avea un singur server, nu milioane în data centere, și pe acel server, în momentul în care tu îți iei telefonul, deschizi aplicația Facebook sau intri pe laptop pe facebook.com, se face o cerere către serverul respectiv, iar serverul respectiv îți răspunde cu datele pe care vrei tu să le vezi. Practic, toată căutarea asta despre date se face pe partea de server. În schimb, toate telefoanele, toate device-urile, toate Apple Watch-uri, tablete, laptop-uri și așa mai departe se numesc clienți, adică clienții care cumpără ceva de la server. Poți să te gândești în felul ăsta și practic, când spunem programare back-end, ne referim la lucrurile care se întâmplă pe server, iar când spunem front-end, ne referim la lucrurile care se întâmplă pe client. Fie că vorbim despre telefon, fie că vorbim, cum am zis, despre calculator și celelalte device-uri. Și acum hai să dăm câteva exemple ca să poți să înțelegi mai bine despre diferența dintre cele două. Hai să ne imaginăm acțiunea simplă de a intra pe Facebook și a da like la o poză. Practic, în momentul în care tu dai like la o poză, telefonul tău trimite invizibil niște date către serverul Facebook, și anume faptul că tu ai dat like la o anumită poză. În momentul în care serverul primește acest request, că așa se numește cererea unui client sau, mă rog, datele trimise de către un client către server, el începe să proceseze acel request și vede că de fapt e un request de tip like. Ce face pe urmă este că intră în baza de date și salvează, memorează faptul că tu ai dat like la o anumită poză. Pe urmă, data viitoare când primești un alt request, că altcineva vrea să se uite la poza respectivă, o să caute în baza de date, o să numere toate like-urile pe care le-a primit poza și pe urmă o să-ți răspundă cu numărul de like-uri primite. În realitate, lucrurile pot să devină cu mult mai complexe și mai ales când vorbim despre aplicații cum ar fi Uber, cum ar fi Bolt sau Facebook, care au o grămadă de date care circulă, lucrurile devin foarte interesante. Asta nu înseamnă că partea de front-end devine plictisitoare sau devine mai simplă. Practic, în trecut, când aveam conexiuni foarte lente la internet și când aveam calculatoare mult mai slabe, foarte multe lucruri se petreceau în partea de backend. Practic, clientul sau frontendul era un device care începea să scoată fum dacă încercai să faci lucruri mai complicate și din cauza asta toate calculele posibile erau făcute pe server, iar serverul îți răspundea înapoi cu o simplă pagină HTML. În schimb, în prezent avem telefoane extrem de performante care pot deja să ruleze jocuri care au grafică apropiată de grafica unor jocuri performante de pe calculator. Din cauza asta, practic, ce s-a întâmplat este că o mare parte din calcule sau din informația procesată a început să fie mutată direct către partea de client. De exemplu, atunci când intri pe Facebook, ți se încarcă o singură dată, să zicem, codul sursă
Și de fapt ce se întâmplă este că clientul primește de la server un program, iar acel program este rulat direct la tine pe device. Nu știu dacă îți mai aduci aminte, dar în trecut niște hackeri au instalat un program care mina criptomonede pe un anumit site de știri. Deci, practic, de fiecare dată când cineva intra pe site-ul respectiv de știri, cât timp el citea știrile, telefonul lui mina în secret criptomonede. Deci, practic, telefoanele și toate device-urile care intră acum pe internet au o putere foarte mare de calcul. Și din cauza asta, practic, serverul poate să trimită un anumit program care să se ruleze direct acolo. La fel, poate să trimită anumite date, dar apoi datele alea să fie procesate direct pe client, direct pe telefon sau direct pe calculator. Deci asta înseamnă că dacă noi, să zicem, avem un tabel foarte mare, vrem să ne cumpărăm bilete de avion într-o anumită destinație, posibil să primim toate zborurile direct de la serverul de zboruri, iar pe urmă, împreună cu ele, să primim și un program care atunci când vrem noi să filtrăm zboruri din data de 10 iulie către Grecia, acest lucru să se întâmple direct la noi pe device și să nu mai consumăm puterea de procesare a serverului, să nu mai obosim pe săracul server. În plus, un alt avantaj al mutării programelor în partea de client, în partea de frontend, este faptul că nu mai trebuie să fim restricționați de o conexiune posibil mai lentă la internet. Adică în momentul în care ni s-a încărcat complet o anumită pagină, noi avem deja un program care rulează pe fundal, iar programul ăla comunică cu serverul doar atunci când are nevoie de date, în rest știe să-și facă singur treaba la noi pe device. Deci în felul ăsta se reduce volumul de trafic și, de exemplu, dacă ești într-o zonă foarte aglomerată unde internetul începe să meargă lent sau ești într-o zonă fără semnal de la munte, deja lucrurile vor merge mult mai bine, mult mai eficient și mult mai plăcut pentru tine. Deci, practic, indiferent că vorbim de programare pe server sau de programare pe client, lucrurile devin foarte complexe și ai nevoie de cunoștințe foarte bune de programare. Practic, nu mai suntem la mijlocul anului 2000, când să fii programator front-end însemna de fapt să știi să creezi pagini HTML și CSS, ci în prezent să fii programator front-end poate fi pus la picior de egalitate cu programator back-end. Deci, practic, asta înseamnă că tu trebuie să știi să scrii cod foarte bine, că ești capabil să scrii cod care procesează datele primite de la server și știi și să ceri înapoi date de la server. Deci lucrurile sunt, oarecum merg în două direcții. Poți să-ți imaginezi inclusiv telefonul ca fiind un server mai mic și în loc să te gândești la server și client, poți să te gândești la două servere care comunică între ele. Și acum, pe baza a ce ți-am prezentat, probabil că poți să-ți dai seama că nu există diferențe salariale între un programator front-end și un programator back-end, pentru că munca amândurora este extrem de importantă și, din nou, cum am zis, să fii programator front-end nu mai înseamnă să faci designul unei anumite pagini, ci să lucrezi cu date și abia pe urmă să le afișezi într-un mod prieten. La fel, dacă întrebi, bun, ce se caută mai mult, care e un domeniu mai bun pe care să-l aleg, nu pot să îți răspund la întrebare pentru că nu există așa ceva. În prezent și programatorii front-end și programatorii back-end sunt extrem de căutați. Dar lucrul cel mai interesant este că de multe ori ajungi să fii așa numit programator full stack, adică care lucrează și pe back-end și pe front-end. Chiar dacă poate poziția pe care ai fost angajat este de programator numai front-end sau numai back-end. De multe ori, tu va trebui să implementezi o funcționalitate care va avea componente și pe parte de server și pe parte de client. Deci va trebui, indiferent că ești programator back-end, tot mai trebuie să atingi un pic și partea de front-end. Sau poate ca programator front-end ai nevoie de niște date pentru care pur și simplu trebuie să modifici și programul care rulează de pe server. Deci părerea mea este că aceste două domenii deja nu mai pot să fie separate atât de clar și că, în principal, cam ai nevoie de cunoștințe din ambele domenii. Și asta este și un lucru pe care îl recomandăm noi în programul de mentorat clienților, să cunoască ambele părți. Oricum,
Ca programator junior, ce se caută cel mai mult este să ai gândirea foarte bine dezvoltată. De multe ori am avut oameni cu proiecte personale care erau făcute pe front-end, care au fost angajați pe partea de back-end, dar am avut și invers, am avut programatori cu proiecte de back-end care au fost angajați pe partea de front-end, iar de fiecare dată, și poți să urmărești toate testimonialele noastre pe canal, cred că o să apară, sper eu, un link pe undeva ca să te uiți la ele, o să vezi de foarte multe ori în mărturii că, bă, uite, m-am angajat pe o tehnologie nouă, pe o parte total nouă pe care eu nu am mai lucrat și m-am descurcat foarte bine, am înțeles foarte repede lucrurile. De ce se întâmplă acest lucru? Este din cauza că programarea are aceleași principii. Toate device-urile astea pe care le folosim funcționează după aceleași principii. Și odată ce stăpânești bine de tot aceste principii, o să-ți fie foarte ușor să faci trecerea de la un limbaj de programare la altul. O să-ți fie foarte ușor să înțelegi concepte mai avansate, având conceptele de bază foarte bine învățate. Acum, bineînțeles, dacă vrei să lucrezi mai pe termen lung cu noi și vrei să te ajutăm să devii programator, să nu mai trebuiască să-ți bați capul cu atât de multe informații, poți să intri pe carieră.wellcode.ro și să te programezi la o discuție gratuită în care să vedem exact dacă ne potrivim să lucrăm împreună, dacă putem să te ajutăm să ajungi acolo unde vrei și în cazul în care ne dăm seama că ne potrivim, o să-ți explicăm în detaliu ce presupune programul nostru de mentorat și cum te putem ajuta să ajungi programator, atenție, garantat prin contract. Deci intră pe carieră.wellcode.ro, fă-ți o programare și de-abia aștept să stăm de vorbă.